Hei, salutare dragi prieteni! Am revenit la un nou videoclip. Un videoclip foarte interesant. Un videoclip care chiar o să vă ajute. Deci, înainte de a începe, v-aș ruga din tot sufletul meu să apăsați butonul de like și să vă abonați pentru a face videoclipuri de astea eh, educative. Căci n-am văzut pe nimeni să arate într-un videoclip cum să faceți un pedigree la un porumbel. Nu contează că porumbelul este voiajor sau nevoiajor, contează să ai voi în el Putem face și la un porumbel de ornament pentru că se câștigă diplome sau mai bine spus premii chiar și la voiajor și la ornament. Sunt concursuri de frumusețe, concursuri e, pentru porumbeii voiajori care constă în zborul lor și întoarcerea acasă. E, da, hai să vă arăt. În primul rând trebuie să intrați pe Google sau pe Chrome, nu contează. Și să scrieți, cum vedeți la mâine este a doua, mai Loft. Myloft pur și simplu puteți să spuneți să scrie și Myloft.ro dar este suficient să scrieți Myloft aici cum vedeți arată mai multe dar noi o să accesăm primul link Myloft.ro aici este prima pagină unde intrăm hai să vă citesc aici primul aliniat myloft.ro este o aplicație colombofilă online cu posibilitatea de accesare de pretutindeni chiar și de pe telefonul mobil. Deci, cum vedeți și eu sunt de pe telefon, n-am -am cameră la calculator ca să iasă un videoclip mai frumos, mai, mai calitativ, deci, eu cred că e destul de ok. Acum noi o să intrăm pe linkul din dreapta. Aici unde scrie clic aici pentru testare aplicație în mod demo. Aici am intrat, aici ne arată por, niște porumbei, cum vedeți femele, aici Belgia mi se pare că din jos ro, D, de, de la, cred că de la Danemarca, NL și scrie seria uh, lui și toate. Deci noi o să dăm sus, aici unde arată plus, uh, adaugă un porumbel nou și deja am intrat la pedigree. În primul rând, noi uh, o să apropiem aici și o să vă arăt. Aici este tip de pedigree. Aici putem alege patru generații, adică cum vedeți, sunt aici este, aici este porumbelul la care vrem să facem pedigriu și îi tatăl, bunicul, străbunicul și stră, stră, bunicii. Deci ăștia de aici. Sunt stră-străbunicii sau putem să facem un pedigree dacă dăm acolo la uh, generații putem vedea că patru generații XL 3 generații trei generații XL. Acum o să dăm trei generații. Cum vedeți pedigree-ul este mai compact mai mic așa cum se fac pedigreele de obicei și cum primim și noi cum cumpărăm sau achiziționăm un porumbel. Uh, 3 generații XL, cum vedeți este un pedigree mai încăpător, mai mare, unde încape foarte bine o detaliere amănunțită a porumbelului, a tatălui, a mamei, a bunicului și a străbunicului. Dar noi acum o să dăm la patru generații, pur și simplu, apropiem aici, da? da, și aici alegeți dumneavoastră, adică mascul sau femeile sau hai să spunem necunoscut, este un pui de 2020 și nu știm ce este femeile sau mascul. Aici alegem o imagine, alegem, scriem aici boxa, hai să scriem, boxa numărul 5, uh, culoare, uh, ce culoare să spunem, bălțat, culoare ochi hai să punem alb și aici o să scriem numele nu știu aici chiar cum cred că este numele porumbelului cum îi spuneți poate o alindare cum am și eu un porumbel ce îl numesc săgeată, cu toate că el nu are viteză sau așa, dar asta este porecla lui. Compartimentul și statusul, adică statusul. Cum vedem, alegem statusul activ, pierdut, vândut, mort, împrumutat sau adaugă status nou. Da? Acum, haide să dăm pe pedigri. Aici o să scriem o serie la întâmplare. Prima serie care îmi vine în minte este RO 2017, doar 17 putem să scriem liniuță 5052. 4, 90 și 1. Asta este seria porumbelului și aici putem scrie tot ce ne dorim. Și în plus putem să alegem și culoarea. De aici de jos se spune că la porumbelul acesta vrem să fie pe verde. O să fie verde. Sau avem un bunic din partea mamei care dorim să-i evidențiem pe Are niște rezultate mai, mai impresionante. Cum vedeți, deja când ne uităm la el, deja ne și, ne și atrage culoarea. Avem un bunic care vrem din nou să le evidențiem. Punem aici o culoare galbenă. Și cum vedeți, pe prinde culoare și așa putem să-l facem. Foarte, foarte simplu. Asta este aplicația demo. Aplicația normală trebuie plătită. Trebuie plătit în jur de 15 euro. Deci este o sumă să spunem medie, nu este nici prea scump, dar nici prea ieftin, dar cum vedeți dacă apropiem suficient, așa, dați un pic și putem în modul acesta să facem un screenshot sau mai bine spus o captură de ecran unde să capturăm pe ul între ghilimele capturăm Să facem e, Un screenshot Și în Photoshop să reglăm imaginea Să mergem la un Xerox Foarte, foarte simplu Și să-i rugăm să ne scoată imaginea Pe o coală ministerială A4 Așa putem să <coughs> Facem niște pedigrie Care nu costă nimic Sunt gratis Și Eu spun că este chiar foarte bine decât să le scriem cu mâna, este destul de greu, așa pe telefon, toată lumea este obișnuită, mai bine spus, nu învățată, obișnuită să scrie foarte repede, mesaje și indiferent alte chestii, dar aici îl putem face foarte repede, îl putem face chiar când suntem plecați de acasă, undeva facem o pauză de o oră, face o pauză și foarte simplu îți iei carnetelul cu seriile notate acolo frumos și scrieți tot ce este. Cum, na. Cum puteți. Și aici puteți să scriem locul loc 3 2000, 2000, hai să fie 2100, 2100 de porumbei. Simplu. Și când ieșim, o să apară pe verde foarte, foarte frumos. Și ăsta este pedigriul nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și ne vedem într-un videoclip mai frumos.